Slăviți să fie Domnul, frate Aurel. În viața mea. Ne întâlnim după un an de zile, când am stat de vorbă în fața mormântului fratelui nostru preiubit, Traian Dors. De această dată, în fața cărui mormânt stăm? În fața mormântului părinților fratelui Traian, a familiei fratelui Traian, părinților lor. Dors, Constantin, Veselina, Constantin și Măriuța. Și fiilor. Și dorim în clipile acestea să ne rămână întipărite în minte pentru fiecare dintre noi sfinții noștri părinți înaintași care nu și-au precupețit viața lor, nici s-au avut mai scump în lumea aceasta, și-au pus mâna și au lucrat în slujba Domnului pentru totdeauna. Dorim să le urmăm, să le pășim pe urmele lor și să rămânem încredințați că Dumnezeu la vremea potrivită se va îndura și de noi și să ne silim totdeauna câte zile mai avem pe pământul acesta să împlinim cu fapta, nu numai cu vorba, ceea ce am învățat de la sfinții noștri părinți și cu toată dragostea și cu toată silința noastră și cu toată puterea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și slujba pe care avem de făcut aici pe pământul acesta în mijlocul oamenilor cărora ne-a pus Dumnezeu și ne-a așezat să ne putem face datoria totdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cei ce au luptat pentru Hristos nici n-au murit, nici n-au să moară. Pe același nor străluminos în marea zi au să apară. Slăviți alături de Hristos când va veni a doua oară. Cei ce au răbdat pentru Hristos ocări și osteneli și moarte vor sta pe tronul glorios și scriși vor fi în a vieții carte și un nimb asemen lui Hristos pe frunte veșnic au să-l poarte. Cei ce au căzut pentru Hristos vor fi înălțați pe veșnicie și în cerul cel mai prea frumos vor sta în eterna bucurie. La slava slavei lui Hristos, părtași în veci și în veci să fie. E presărată țara noastră întreagă cu mormintele sfinților noștri înaintași, care nu și-au cruțat nimic pământesc, ci au luptat eroic pentru cauza lui Hristos. E ușor să vorbești când avem belșug de toate, dar să-L vestești pe Domnul în foame, în sete, în boală, în dureri, să spui viața în joc pentru cauza lui Dumnezeu, asta nu e chiar ușor. Pentru el a trăi însemna numai Hristos. Unul din sfintele morminte ale oastei este acesta de aici, din curtea sfintei noastre biserici de la Mizieș. Țărâna a putut înghiți cei ale ei, dar poezia și gândurile, ființa spirituală acestui mare om al lui Dumnezeu și al bisericii neamului vor trăi veșnic, întropându-se în ființa duhovnicească a tuturor acelora care caută mântuirea, așteptând cu inima arsă de dor venirea Domnului Iisus și întâlnirea cu El. Fratele Traian a fost în fruntea oastei în anii cei mai zbuciumați din istoria ei și a înfruntat cu atâta curaj cei 17 ani de suferință prin închisorile cele mai fioroase. A suferit cu resemnare foamea, frigul, palmele acelora care ar fi trebuit să-l apere, nu să-l lovească. Ce greu a fost în noaptea asta, ce lupte crânce ne-am trăit, ce înfuriat a fost vrăjmașul și ce sălbatic a lovit. Acum când se ridică fumul și când putem privi înapoi, privim mulțimea grea de pierderi cât sunt căzuți și morți din noi. Ne binecuvântăm martirii de moarte sfântă învredniciți. Cinstim eroii luptei sfinte și mângâiem pe cei răniți. Dar înfierăm pe totdeauna spre judecată de apoi pe toți cei dovediți scoade și sluși străine printre noi. Sfânt înger al recunoștinței, înalți o cruce până la cer, cu numele și jertfa celor biruitori ce în veci nu pierd. Să fie în veci la toți urmașii îndemn înalt și luminos, cum se trăiește și se moare în cauza luptei lui Hristos.
dar du-te înger al uitării și adu-l munte de pământ și pune peste cei nevrednici un nemai înviat mormânt. Să fie în veci la toți urmașii un nemai înviat mormânt. Cei morți și rupți duhovnicește să piară și în uitare apoi, nici nume în veci, nici amintire să nu mai aibă printre noi. Scump fi și sărnepoți urmații pe cei biruitori mereu, eroic să vă pomenească istoria și Dumnezeu, dar scârbă să vă fie veșnic de tătători și de mișei, mai bine morți decât să ajungeți vreunii dintre voi ca ei. O, dragi cântărea mele, cât am ținut la voi, cât v-am căutat podoabe mereu mai dragi și noi, și cât am stat din viață să vă gătesc cu ele. Ca mama împodobindu-și copiii ei iubiți, să nu mai fie alții ca ei frumoși pe lume. Așa am vrut să creșteți, așa am vrut să fiți în orice loc pe unde Hristos o să vă îndrume. Așa am vrut, de aceea vă îndemn și acum plecați, cutreierați pământul plecând din zare în zare și nu mai stați din drumul viteaz și strălucit decât când o să sune cerească încetare. Căutați pe ori și cine vă așteaptă și lăsați, oriunde stați o clipă, o binecuvântare. Căutați copiii în leagăn și adormiți cu drag. Căutați-le pe mame și le însoțiți vegherea. Căutați pe cei ce luptă și îi strângeți lângă un steag. La cei ce-și pierd nădejdea, noiți-le puterea. Bolnavilor fiți dulce, nădejde căpătâi, îndemn spre rugăciune, credință și răbdare. La cei căzuți, dorință spre dragoste din tâi, aduce-le aminte, căință și îndreptare. Străinului fiți prieten, pribeagului fiți soț, înfrântului speranță, eroului cunună. Când am să merg acasă de pe unde-s azi pribeag, precum odată Iacob, voi mergeți înainte, ca să întâlniți privirea stăpânului meu drag și să-i vorbiți de mine cu o dragoste fierbinte. Creația poetică a fratelui Trean impresionează atât prin dimensiunile sale și prin tematica variată, cât mai ales prin forța mesajului care izvorăște dintr-o trăire autentică, dintr-o iubire de Hristos dusă până la sacrificiu. Într-adevăr a plătit curajul mărturisirii lui Dumnezeu cu mulți ani de temniță grea, de muncă silnică, dar totuși nu s-a lăsat înfrânt, fiindcă nedespărțitul prieten i-a fost mereu aproape, dându-i putere să creeze chiar și în acele condiții extreme, prin pustiul cumplit cu urlete de fiare. O, binecuvântați genunchii bătătoriți de rugăciune și mâinile bătătorite de lucru cel mai sfânt și greu, și buzele ce adevărul știu cel mai blând și dulce spune, că ochii acestora văd pururi cel mai frumos pe Dumnezeu. Un înviitor mi-a spus odată aspru: voi nu munciți nimic toată ziua, nu mai vă rugați, mâncați pâinea de pomană. Atunci i-am arătat palmele bătucite și crăpate și i-am zis, privindu-l în ochi: iată, Domnule, mâinile acestea. Spune dumneata, astea sunt mâini de om care nu mai stă și se roagă? Învinuitorul a privit și oarecum încurcat zise: ei, poate dumneata nu, dar pe ceilalți îi înveți așa. Păi dacă eu muncesc, cum să-i învăț pe alții altfel? Pe noi Hristos ne-a învățat să ne câștigăm pâinea noastră cu sudoarea frunții noastre, nu cu sudoarea frunții altora, și să știți că noi toți avem astfel de mâini. Ce bine este când bunul lucrător al cuvântului este și un bun lucrător al mâinilor, al lacrimilor, al genunchilor, al inimii. De fapt, numai atunci el este cu adevărat lucrătorul bun al Evangheliei, când este mai întâi bunul lucrător al celorlalte. Mi-ar fi plăcut și mie să am un drum ușor, să merg prin câte cântă și nu prin câte dor. Dar aș fi fost atunci un pai uscat și sec și primul prag de flăcări
n-aș mai fi ajuns să-l trec. Mi-ar fi plăcut și mie să strâng în loc să dau, să cânt în loc să sufăr și în loc să alerg să stau. Atunci viața asta mi-aș fi trăit ușor, dar cum mi-ar fi fost oare când aș fi ajuns, când aș fi ajuns să mor? O, slavă ție, Doamne, că în viață m-ai făcut mai mult de lacrimi parte decât de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns, că așa m-ai dus prin toate, la sânul drag, la sânul drag m-ai strâns. Că scris mi-a fost în lume viața să-mi petrec, ca pomul lângă cale loviți de toți cât trec. Cu plânsul închis în mine de-a pururea să tac, pe toate să le năbuș, cu toate să mă împac. Și nimănui să nu pot să-mi spun amarul chin, să n-am cui spun odată cât plâng și cât suspin. Așa mi-a fost viața, așa mi-am petrecut o vreme a cărui farmec eu nu l-am cunoscut. Gonit de pretutindeni așa precum am fost, simțeam atâta lipsă de un loc de adăpost. Și-a trebuit să-mi caut ce în lume n-am găsit, un reazim să-mi plec capul și sufletul lovit, un prieten către care durerea să-mi o spui și un loc de alinare să-mi aflu în poala lui. Mulțumesc de orice dată când vă reamintiți de mine și de toate celelalte fapte de iubire pline, căci în fiecare faptă văd de fiecare dată duioșia și frumusețea de iubire adevărată, părtășia fericită a aceleași credințe, gata la aceleași jerfe și aceleași năzuințe. Cândva când voi reîntoarce spre lutul părăsit, purta voi veșnicia pe chipul înnoit. Și aici unde ocara și foamea m-a îndurat, voi reveni de-al slavei popor înconjurat. Iar Dumnezeu în fața vrășmașului zdrobit îmi va plăti ocara răbdată înmiit. Amin. Slăviți să fie Domnul. În veci, amin, frate Aurel, mulțumim!